Bună ziua, prieteni! Stăm de vorbă cu Viorica Hagag. Cred că am pronunțat corect numele tău, Viorica, salut! Salut! Bună seara! Da, ai pronunțat corect numele. Așa, vorbim cu tine pentru că ne așteaptă un eveniment politic destul de interesant peste Prut, și anume alegerile din Republica Moldova, alegerile prezidențiale, și tu reprezinți o comunitate foarte mare, cea mai mare comunitate de cetățeni moldoveni din Olanda. Exact. Și vreau să te întreb în ce măsură vă organizați voi și ce faceți în comunitatea voastră de cetățeni moldoveni în Olanda pentru a vă organiza de aceste alegeri. În primul rând, comunitatea Noroc Olanda informează moldovenii din Olanda despre alegeri, despre alegerile prezidențiale, rolul președintelui în țară. Ducem discuții cu membrii a diasporii din diferite țări, din diferite țări europene. Până acum am avut câteva proiecte de Sofatoc, care pot fi vizionate pe pagina Noroc Olanda. Discutăm despre cum ar trebui să fie petrecute alegerile, cât e de important de ales președintele într-o țară parlamentară. Plasăm diferite informații referitor la regulile COVID în timpul alegerilor, ca oamenii să fie cât mai mult informați. Vorbesc cu tine pentru că diaspora din Republica Moldova a atins un record la turul întâi al alegerilor prezidențiale. Au fost foarte mulți. Cifra este, nu știu dacă e corectă, dar undeva spre 200.000. Exact, a fost un record. În unele țări s-a înregistrat 2-3 ori mai recordul. Care este explicația ta? De ce vor să voteze atât de mulți cetățeni moldoveni pentru alegerile prezidențiale? Cred că foarte mult, diaspora a avut multe campanii în diferite țări, Get Out and Vote, la fel am avut și noi așa companie, avem acum așa companie Noroc Olanda. Diaspora a fost bine informată referitor la alegeri și cum alegerile vor fi petrecute, referitor la importanța alegerilor. Nu este numai că, uite, votul meu nu contează. Contează, fiecare vot contează. Și contează să fii informat și să alegi după propria dorință sau după propriile priorități. Și acesta a fost, de exemplu, pentru noi foarte important pentru a informa oamenii. De ce trebuie să voteze cetățenii moldoveni care sunt plecați? Există această discuție și dispută. Cetățenii au plecat, nu mai trebuie să influențeze în vreun fel soarta Republicii Moldova pentru că ei nu știu ce se întâmplă acolo. Cum le răspunzi celor care cred că diaspora nu ar trebui să voteze? Da, există așa discuții și m-am întrebat nu o singură dată oare care este motivul acestor discuții. Moldovenii sau cetățenii Moldovei care au plecat peste hotarele Moldovei sunt cetățenii Moldovei. Constituția Republicii Moldova spune că toți cetățenii sunt egali în drepturi, indiferent de sex, orientare politică, opinii și tot așa mai departe. Codul electoral spune că cetățenii care au atins vârsta de 18 ani au drepturi să voteze. Și acesta este drept care este conferit tuturor cetățenilor, indiferent dacă se află sau nu se află pe teritoriul Republicii Moldova. Și în acest cadru eu mă întreb, oare de ce este nevoie de pus întrebarea dacă diaspora trebuie sau nu trebuie să voteze? În primul rând, acesta este un drept. Cândva pentru acest drept în multe țări s-a luptat pentru dreptul de a vota și noi acum avem acest drept. Și unele persoane care au plecat din Moldova se întorc, se vor întoarce în viitor. Ei tot au dreptul moral să se expună asupra viitorului țării, cum vor să vadă viitorul țării. Nu știu care ar fi motivul să nu participe diaspora la vot. Eu aș spune așa, acesta este drept, toți îl au. Vă așteptați voi la o participare atât de mare și în turul 2? Da, sunt zvonuri ca să participe și mai mulți. Pe ce te bazezi când spui că vor participa și mai mulți? De ce crezi că va fi o participare atât de mare? După amploarea discuțiilor,
după sentimentul care există în diaspora. Că va fi un, la fel, adică o prezență foarte înaltă. Ceea ce își bucură, deoarece oamenii ar trebui, adică nu cât trebuie, ce să nu este obligație, dar dacă vor să hotărască soarta țării, au acest drept și au această posibilitate. Faptul că unii consideră că, ok, votul meu nu contează, ei au dreptul să hotărască așa, dar totuși fiecare vot contează și, și cum este la noi expresia, cum ți-aș cerne așa și dormi, nu putem spune că, uite, în țară lucrurile merg prost. Pe de altă parte, e și obligația noastră să facem ceva. Viorica, tu te-ai întoarce în Moldova? Nu știu dacă m-aș întoarce, deoarece am viață deja stabilită în Olanda, copiii merg la școală, dar never say never. Așa. Cum ar fi. Adică legătura cu țara este destul de puternică. Copiii cunosc de unde provin. Până la COVID mergeau nu foarte regulat, dar odată pe an mergeau în Moldova. Adică dacă, cel puțin dacă pot cu ceva contribui pentru țară, așa și-aș face. Ce aici fac și acum. Se vorbește română la tine acasă, da, cu copiii? Da, eu vorbesc română cu copiii. Aș vrea mai mult, dar, mă rog, așa e situația. Merg la, la școală olandeză și este cool să vorbești olandeză. Ok. Aceeași întrebare. În condițiile în care nu știi dacă o să te întorci în Moldova și tu totuși vrei să mergi la vot, cineva iarăși de acasă s-ar putea supăra. De ce cineva care e în Olanda și stă acolo și se gândește să stea acolo pentru tot restul vieții vrea să-mi decidă mie soarta și cine să fie președintele? Ce răspunde acelei persoane care te-ar întreba astfel? Ok. Întrebarea aceasta cred că nu este juridic corectă, dar este o opinie, aș spune. Uite, spui că diaspora a plecat și nu este nevoie de diaspora, tot nu e corect. Diaspora a plecat, a acumulat experiență, are un know-how care poate fi reîntors înapoi Moldovei. Poate fizic oamenii nu se vor întoarce, dar unele cunoștințe, experiență, expertiză sunt foarte, foarte importante pentru Moldova. Am întâlnit foarte mulți moldoveni care au ajuns destul de departe în cariera lor, cred că și singura auzit de unii din ei, care ar putea prin ceva contribui în Moldova. Și în 2020 mi se pare bizar faptul că oamenii n-ar călători. Este greu de imaginat când oamenii pleacă după peste hotarele țării din necesitate. E mai bine când ei pleacă peste hotare din curiozitate, dar nu din necesitate. Dar în 2020 practic, în toate țările există migrație. Și acesta este normal și acesta îmbogățește și țara unde, în care se migrează sau din care se migrează. N-aș pune așa întrebarea că, ok, ai plecat, gata. Legătura cu țara este. Eu sunt tot advocat, tot ambasadorul Moldovei aici. Deoarece eu povestesc despre Moldova. Eu am careva legături. De exemplu, eu mă ocup cu acțiuni de caritate pentru Moldova în Olanda. Uite, duc ceva în Moldova. Fac ceva pentru Moldova. Să fi fost în Moldova, poate nu aveam să am așa posibilitate. Dar fiind în Olanda, am așa posibilitate. Sunt persoane care au diferit proiecte în Moldova. De exemplu, colega mea, Dorina, la fel, ea este cercetător. Și contribuie la fel prin acțiunile ei tot pentru Moldova. Da, te-am întrebat dacă se vorbește română la tine în casă și mi-ai zis că da și mi-ai zis română. Nu mi-ai zis limba moldovenească. A fost o întrebare cu substrat. Și următoarea întrebare care vine de aici este în ce legături sunteți voi cu diaspora reprezentată de cetățeni români, nu de cetățeni din Republica Moldova? Avem legături, avem cooperări, adică
sharing of information la fel este cu diaspora română în Olanda. De exemplu, copiii mei, chiar astăzi am discutat cu cineva de la școala românească în Amsterdam, ca copiii să meargă la școala românească în Amsterdam. Informația din diaspora română se circulă în diaspora moldovenească și la fel din diaspora moldovenească se circulă în diaspora română. De exemplu, este o persoană care inițiază fundraising pentru Filarmonica din Chișinău, care a ars. El este român și cooperăm, de exemplu, cu el la fel pentru a aduna bani pentru Filarmonica. Mm-hmm. Deci spune-mi în felul următor, diaspora română și diaspora moldovenească s-au unit în vestul Europei? Nu știu dacă s-au unit, există o cooperare. Adică există o cooperare și pare-mi să că nu există careva diferență. Sunt oamenii se văd că, ok, adică putem coopera, vorbim aceeași limbă, avem aceleași tradiții. Cooperează mai bine decât, cooperează mai bine decât Republica Moldova cu România? Cred că. Da? Da, cred. Da, personal, părerea mea personală, da. Ok, atunci îți mulțumesc pentru aceste informații. Dacă vrei să transmiți ceva pentru cetățenii moldoveni care sunt în tot vestul Europei și care trebuie să știe ceva despre aceste alegeri, cum să voteze, unde trebuie să se ducă, în condiții de COVID, desigur. Cred că informația referitor la COVID, măsurile COVID, a fost bine, adică ambasadele Moldovei au informat bine despre măsurile COVID. Cred că cel mai bine să se vă informați pe site-urile ambasadei sau pe pagina de Facebook a ambasadei. Mergeți la vot, vă rog frumos. Aceasta este șansa fiecare de a-și exprima glasul. Expresia plecat sabia nu taie nu este cea mai bună expresie și noi suntem cei care creăm și avem putere.